Sănătatea este cel mai de preț lucru. Când o avem, nu o prețuim și când nu o avem, căutăm prin toate căile să o redobândim. Situația devine și mai emoționantă când vine vorba de copii. Ne sensibilizează când auzim de cazuri de copii bolnavi. Eric a fost un prunc dorit de familia Mitran. S-a născut la termen, după o sarcină monitorizată de un medic de specialitate, mămica având analizele la zi. A crescut frumos până la vârsta de 1 an și 8 luni, când într-o zi de vară a făcut febră foarte mare. În august 2017, copilul meu era foarte energic, ca orice copil. N-avea stare, se juca, vroia să stea numai afară și erau călduri foarte mari atunci, în august. Și a făcut febră. Eu m-am gândit că posibil să fie avut o insolație sau ceva. M-am dus cu el la camera de gardă la Alexandria. De acolo mi-a zis că nu e nimic grav, să nu mă sperii, că posibil să aibă o enterocolită și dacă vreau să rămân internată cu el sau dacă nu să-mi dea tratament să-i fac acasă. Și i-am zis că dacă nu e grav pot să-i fac acasă, că mi-e frică să mă duc cu el să nu ia altceva. Tot ok, mi-a dat tratament acasă. A doua zi m-am dus iar din nou cu el pentru că nu-i scădea. Îi scădea, după aia iar imediat urca febra foarte mare. Și m-am dus cu el, asta chiar pe 15 august. De săptămâna. Da, chiar de ziua mea, vă dați seama ce... M-am dus cu el, m-a internat, a internat copilul, fără nicio analiză, nu i-a făcut absolut nimic, i-a administrat tratament pe ochi frumoși, analizele au luat abia a doua zi, după amiază, a venit analizele a treia zi de internare, bune în ghilimele, da? Și n-a durat o jumătate de oră după ce au venit vizita și copilul meu a intrat în comă în mâinile mele. Dintr-o dată din senin nu mai avea febră. Din senin, da. Am mămicile care știu povestea noastră și au fost acolo cu noi în salon. Copilul meu, înainte să intre în comă cu 5 minute, se juca cu copiii în salon. Nimic până la această vârstă nu prevestea tragedia ce va urma. După 8 luni de analize și chini, suferință, investigații medicale amănunțite în mai multe spitale din capitală, diagnosticul a fost unul neașteptat. Encefalită. Diagnosticul final de encefalită autoimună este o inflamație foarte gravă a creierului, care sunt niște urmări grave. Consecințele sunt foarte, foarte mari. Undeva supraviețuiesc din acest diagnostic undeva la 20%, iar acești 20% rămân cu sechele, cu urmări pe viață. Ați plecat după 8 luni de zile din spital, unde? Am venit acasă atunci când i s-a înrăutățit starea lui. N-am suportat gândul că o să-mi pierd copilul, încerca să caut și cea mai mică portiță, întrebam, nu știam pe cine să întreb, cu cine să vorbesc, dacă există o șansă pentru el oriunde în lumea asta, sunt dispusă să mă duc, eram dispusă să învânt și sufletul, dar n-aveam cui. Singurii doctori care, după ce au văzut analizele, l-au acceptat pentru tratament au fost cei din Turcia. Vorbim de o clinică privată, unde atât analizele cât și internarea costă. Prima deplasare a costat 14.000 de euro, bani pe care familia a reușit să-i adune de la oameni de bună credință și de la o asociație din București. Păi am venit acasă, am căutat o clinică care să-l accepte în starea care era. Am căutat o clinică pe internet din 10-15 clinici din străinătate. Practic le trimiteți copii după analize. Da, da, da. Și din 10-15 clinici, nu mai știu exact numărul, aici a fost singura clinică care l-a acceptat în Turcia. L-a acceptat să vadă dacă există ceva de făcut pentru el. Deci nu erau siguri. Și vă dați seama, când am primit accept de la clinica asta, eram foarte fericită. Era o speranță pentru recuperarea lui. Da, ne-am dus acolo la investigații, ne-a ajutat Fundația Mereu Aproape, de am strâns suma de 14.000 de euro, că noi nu puteam strânge nici casa dacă o vindeam, nu reușeam să luăm suma necesară. Ne-am dus acolo la investigații. Într-adevăr,
N-au ieșit analizele chiar așa de grav pe cum erau aici în România. Și dar v-au dat o șansă. Important e că ni s-a dat o șansă, o șansă foarte mare. Deci de la 2% șanse de recuperare și de supraviețuire în România, la șanse de peste 90% în Turcia. De recuperare? Da. De exemplu, acum situația lui s-a înrăutățit puțin pentru că i s-au umărit crizele. Ați văzut și dumneavoastră cum le face. Și acum vrea să-i mai facă ceva în plus, niște investigații, care sunt acolo, costă. E un spital privat și pe noi ne costă și o injecție. De unde luați banii ăștia lunar să mergeți? Of, Doamne, cu ajutorul oamenilor. Am făcut o strângere de fonduri pe Facebook, ne-au mai ajutat fundații, asociații. Acum vrem să-i mulțumim din suflet domnului Nicușor că ne ajută și a înțeles situația noastră. Din luna februarie anului trecut, pentru că medicii le-au dat speranță de recuperare de peste 90%, Eric trebuie să meargă lunar în Turcia, timp de 2 zile. Deplasarea cu tot cu medicamentație și investigații costă în jur de 4.000 de euro, bani pe care familia nu-i are. Tatăl este lucrător la o firmă privată din Alexandria. Mama primește indemnizație pentru îngrijirea copilului cu handicap, iar bunica are o pensie modică. Din fericire, deși tatăl lui Eric nu s-a plâns niciodată în toți acești ani de situația dificilă, pe care o are acasă, conducerea societății comerciale unde lucrează a auzit de problemele cu care se confruntă și a inițiat o campanie de strângere de fonduri. Am început prin a colecta cei 2%, au găsit o fundație dânsii, este fundația domnului Găvănescu, și încercăm să găsim și alte căi. Una dintre căile pe care am găsit-o a fost organizarea unui meci caritabil, de fapt mai multe meciuri. Vor avea loc pe stadionul municipal din Alexandria, au răspuns afirmativ toți cei invitați, mă susține foarte tare și Valentin Badea, a fost un mare atacant al Stelei. Vor fi niște meciuri care încercăm și sperăm să aducem cât mai mulți oameni în tribune, pentru, tot pentru colectare de fonduri, și încercăm pe toate căile posibile. Când vor avea loc aceste meciuri? Unde vă găsesc până la urmă oamenii ca să doneze o anumită sumă? Meciurile vor avea loc pe 14 aprilie, este într-o duminică. Noi începem undeva la ora 11, competiția între instituții, pentru că invitați au fost colegii noștri de la American Pan Prestige, COIO, România, ISU, jandarmeria și... Încercăm pe cât posibil să strângem... Mai e timp până atunci, mai într-adevăr. Mai este timp. Noi am definitivat oarecum, să zic așa, echipele, dar încercăm să mai obținem și răspunsuri afirmative de la IPJ. Așteptăm încă de la dânsii un răspuns. Vor fi meciuri demonstrative între instituții? Da, vor fi meciuri demonstrative între instituții. Finala mică, îi spunem noi, între firme și firmă și instituții, respectiv IPJ, ISU, și sunt și colegii de la TSD, tineretul de la PSD, da? Și vor lua și ei parte. Vom face și seara o licitație a tricourilor pe care le vor purta jucătorii de la Steaua și nu numai. Este și domnul Dan Voicilă, țin să-i mulțumesc pe această cale, a răspuns afirmativ și ne ajută foarte mult în organizare. Fostul fotbalist alexandrean al echipei Steaua București, Vali Badea, nu a stat deloc pe gânduri când a fost sunat să se implice în organizarea evenimentului caritabil. Ai răspuns prompt unei invitații adresate de un prieten, nu? Da, pentru a participa la această strângere de fonduri pentru un copil care are mare nevoie de ajutorul nostru al tuturor. Exact. Eu am mai participat la acest gen de evenimente cu foștii mei colegi. Mi s-a cerut ajutorul, am răspuns pozitiv imediat și am sunat pe foarte mulți din foștii mei colegi de la Steaua și mulți mi-au răspuns pozitiv. Spune-ne câteva nume care vor fi prezenți la Alexandria pe 14 aprilie la aceste meciuri de fotbal demonstrative până la urmă. Da, în afară de mine vor mai veni Sorin Paraschiv, Aliuță, Sorin Ghionea, Rică Neaga,
vor fi mult mai mulți, dar deocamdată aștept să-mi confirme, să nu dau și nume care nu o să mai vin. Așadar, alexandrenii pot veni chiar să schimbe două cuvinte și să facă o fotografie cu cei menționați. Este și păcat să nu vină, pentru că sunt două lucruri foarte importante. Acest meci caritabil pentru Eric, să se strângă cât mai mulți bani, să poată să beneficieze de tratament. Și în al doilea rând, acest eveniment cu foști mari sportivi ai României este ceva unic, care nu s-a mai întâmplat în Alexandria. Continuarea tratamentului este vitală, orice întrerupere putând anula eforturile financiare și progresele medicale de până acum. Tocmai de aceea, toți oamenii de bine, care vor să întindă o mână de ajutor pentru Eric să se poată bucura de o copilărie fericită și să ducă o viață normală, sunt așteptați în data de 14 aprilie la stadionul municipal din Alexandria. Prețul de intrare este modic, 10 lei, dar poate că tocmai această sumă mică poate contribui la salvarea vieții unui copilaș de doar 4 ani. Orice ajutor financiar este binevenit și poate fi donat în conturile RO43 BTRL EUR CRT 04 21 70 49 01, RO98 BTRL GBP CRT 04 21 70 49 01 sau RO93 BTRL RON CRT 04 21 70 49 01. Conturile sunt deschise pe numele mamei, Mihaela Mitran, la Banca Transilvania. Șansele de recuperare ale lui Eric sunt mari. Haideți să întindem o mână de ajutor pentru un copil care are toată viața înainte.